Bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Ioana Matei și sunt gazda voastră la Școala de Business Cum să găsești finanțarea potrivită, emisiunea marca ZF și BCR, care se axează pe sfaturi practice de business atât pentru antreprenorii aflați la început de drum, cât și pentru cei mai experimentați. Vrem să vă arătăm prin acest proiect cum puteți dezvolta un business inteligent având finanțarea potrivită. La ediția de astăzi discutăm despre structura de finanțare potrivită. După cum v-am obișnuit deja, avem alături de noi atât un reprezentant al mediului bancar, pe Bogdan Speteanu, director executiv produse corporate la BCR, iar din tabăra antreprenorilor îl avem pe Cristian Pârvulescu, cel care dezvoltă Enevo Group. Bună, Bogdan! Bună! Bună, Cristian! Bună, bine v-am găsit! Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și am să încep cu discuția cu banchierii. Okay. Știu că nu vă place să vă punem pe toți în aceeași categorie. Nu, ne asumăm. Acum da? Suntem banchieri. Ne asumăm acest rol și cu bune și cu rele. Anul acesta, în contextul pandemiei, s-a vorbit poate mai mult decât de obicei, despre accesul la finanțare. Care sunt tipurile de finanțare cel mai căutate de antreprenori în general și care au fost acestea în contextul pandemic, dacă au existat schimbări? Apropo de soluție de finanțare, aș putea spune că nu vedem neapărat o diferență, pentru că produsele de finanțare rămân cele tradiționale în general, fie că vorbim de capital de lucru pentru lichiditate sau credite de investiții. Pe de altă parte, cred că, în special în contextul pandemiei, un rol aparte l-are discuția despre structura propice a finanțării, și anume dacă atât produsul cât și în spate structura de finanțare răspunde nevoilor clientului. Și cred că aici este o discuție care, în ultimul timp, și aș spune în special în ultimele 7 luni, s-a amplificat. Pentru că uneori finanțarea nepotrivită, deși inițial poate pentru antreprenor părea un succes, poate să aducă mai multe probleme dacă nu este structurată cum trebuie pe termen mediu și lung. În acest context aș da doar încă o informație, că tot mă întrebai care sunt cele mai căutate în prezent. Evident că în contextul pandemiei vorbim acele produse tradiționale de care menționam mai devreme, dar cu acea componentă de ajutor de stat, de granturi, evident. Sunt atât programe cu fonduri europene cât și programe naționale. Le știți și probabil că dacă avem timp o să intrăm și în detalii. Evident că acestea sunt produse foarte căutate în ultima perioadă. Vom intra în detalii puțin mai târziu, dar am să-l întreb pe Cristian cum se descurcă el cu finanțarea. Înainte însă am să-l rog să detalieze un pic pe înțelesul tuturor cu ce se ocupă businessul Enevo Group, că noi avem aici dezvoltarea de soluții integrate în sectorul energetic. Cum se traduce asta pe înțelesul tuturor? Pot să o traduc sau pot să o complic? Aș prefera să o traduc. Ne ocupăm de ceea ce în general se numește zona de smart grid, adică sisteme de automatică de transport și distribuție energiei electrice, sisteme de comandă, control, protecție, automatică industrială, IT industrial. Am început firma de la zero, acum 7 ani de zile. Am intrat în zona integrării de centrale regenerabile în rețea, un subiect iarăși foarte, foarte fierbinte la nivel european și global. Și am crescut nivelul proiectelor și deci și nevoia de finanțare de la primele contracte de câteva 10.000 de euro în primele luni de când am înființat firma, apoi către contractele de 100.000, apoi către contractele de milioane de euro și acum, împreună cu partenerii noștri la BCR, am reușit chiar finanțarea primului contract de peste 10 milioane de euro, cu o particularitate aparte, acesta fiind un contract de export și unul dintre puținele contracte de export ale realizate în România pe domeniul nostru în ultimii 15-20 de ani. Din păcate, evident, spun asta, nu o spun neapărat cu aroganța unui antreprenor. Totuși, din fericire pentru voi, aceasta este o știre pentru noi, presa, și am notat, dar dă-ne mai multe detalii despre ce contract este vorba, unde se duce acest proiect. Sigur că da. Proiectele, noi am lucrat în 9 țări în ultimii 6 ani, am alergat destul de mult, avem niște recorduri de kilometri de avion, de zbor. Operațiunea noastră, în principal, se întâmplă în România și în Orientul Mijlociu, cu o companie pe care am înființat-o acum 2 ani de zile, în Arabia Saudită.
companie pe care am reușit să o calificăm pentru clienți foarte, foarte mari, precum Aramco, Saudi Electricity Company, SABIC, unul dintre cele mai importante grupuri industriale din lume și așa mai departe. În prima perioadă am început activitatea de export încă din prima zi, din momentul în care am deschis firma. La momentul respectiv ne uitam o să râdeți la Australia, pentru că de acolo erau primele contracte de proiectare, de inginerie. Însă, ușor, ușor am diversificat piețele, iar în momentul ăsta pot să spun că 80% din cifra de afaceri și din activitatea noastră vine din zona Orientului Mijlociu. Proiectul despre care vorbesc este proiectul de construcție a unei stații electrice la cheie pentru Saudi Electricity Company. De fapt, beneficiarul lucrării este Aramco, care dezvoltă un zăcământ foarte, foarte mare de petrol și gaze undeva la granița dintre Arabia Saudită și Kuwait. Practic, putem spune că alimentarea cu energie electrică este făcută de niște români. Wow, este foarte, foarte interesant și vă felicităm pentru asta. Mulțumim. Dar care este cifra de afaceri la care a ajuns businessul? În acest moment, anul ăsta ne uităm la 5 milioane de euro. Am crescut organic. În primul an de activitate dădeam un interviu tot pentru ZF. A fost, de fapt, primul nostru interviu în formula Enevo. Și titlul interviului era: doi români, colegi de facultate, încearcă să cucerească lumea cu un business preconizat la 1 milion de euro după primul an. S-a întâmplat 1 milion de euro după primul an. Acum suntem undeva doar pe România la 5 milioane de euro, cu un portofoliu însă pentru anul ăsta și anul viitor de peste 20 de milioane de euro. Lucrări în execuție sau lucrări foarte aproape, lucrări câștigate și foarte aproape de a intra efectiv în execuție. Pare că nu a afectat pandemia business-ul vostru, ba din contră, sau mă înșel? Depinde cum privim. Nu a afectat pandemia business-ul nostru, de fapt l-a modificat. L-a afectat prin niște lucruri pozitive pe care le-am adoptat. Discutam puțin mai devreme și spuneam că dacă știam din 2019, dacă cineva venea la mine în 2019 și îmi spunea că în anul 2020 va veni acea chestie care se numește pandemie, care te va bloca în exteriorul țării vreo 3 luni de zile și care nu-ți va lăsa colegii să zboare la proiecte un an de zile și care te va obliga să citești acea clauză din contracte pe care recunosc în nemernicia mea, am evitat-o tot timpul, și anume clauza de forță majoră, pe care o consideram de la avocat, organizat așa cum trebuie, nu o să citesc foarte și multe. O formalitate. N-auzisem foarte multe despre forța majoră decât titlul clauzei. Probabil dacă cineva îmi spune asta în 2019, probabil că aveam un șoc. Atac de panică cu tot ceea ce el reprezintă. Pentru că s-a întâmplat însă brusc, a trebuit să luăm măsurile punctuale care s-au impus. Am avut puțin noroc și anume faptul că proiectele majore pe care le aveam în execuție pentru anul acesta nu au căzut sub clauza de forță majoră, fiind toate indicate ca fiind proiecte critice. Vă dau un exemplu din câteva sute de proiecte ale Saudi Electricity Company. S-a activat clauza de forță majoră pentru aproape toate, cu excepția a două. Unul al nostru și încă unul. Fapt care ne-a ajutat extrem de mult și în ceea ce privește asigurarea și continuitatea finanțării, pentru că și banca cred că se panichează în momentul în care un antreprenor îi spune am o problemă, nu mai pot să execut. Și colegii se panichează în momentul în care acționarul le dă o veste, am o veste, nu mai putem să muncim și așa mai departe. Dar faptul că în anul 2019 pur din creșterea organică a business-ului ne-a prins pe o perioadă intensă de ofertare, ne-a oferit execuție și cash flow și ne-a oferit de muncă pentru 2020 și 2021. Evident că s-a întâmplat, evident că nu e ușor. Nu mă înțelegeți că perioada asta de pandemie este una simplă. Dar te obligă să iei niște măsuri pe care altfel nu le-ai fi luat. A fost business-ul potrivit la momentul potrivit, poate? Poate. Am să te întreb pe tine, Bogdan, cum finanțezi un proiect de acest tip care nu pare să fie unul de care auzim zilnic?
Adică da. Am spus că este primul, de fapt, nu? Primul în formula asta. Pe zona de energie, noi suntem un jucător activ și avem un track record destul de bun. Și, de fapt, tocmai asta mă duce la răspunsul pentru întrebarea ta. Pentru că una din condițiile, sau să spunem, indicatorii la care ne uităm, dar este înțelegerea business-ului. Evident că este important pentru noi ca finanțator să înțelegem business-ul, da? Iar acesta este unul din primele lucruri. Da? De obicei vrem stăm deoparte în a ne implica și a finanța lucrurile care nu le înțelegem. Și credem noi că este până la urmă o regulă de bun simț, dar de multe ori tentația există, mai ales dacă în afaceri, în business, dacă te uiți doar la marge, la volume, există și tentația de a intra în zone în care nu le înțelege atât de bine. Nu evităm acest lucru. Ăsta e un aspect. Da? Al doilea, vorbim de încrederea pe care o avem în antreprenor. Și aici Cristian și echipa ne-a dovedit acest lucru. Pentru că întotdeauna, evident, ne uităm la cine pune în practică ideea. Da? Și aici vorbim atât de expertiza tehnică, da? Dar cât și de implicarea personală. Tocmai pomeneam mai devreme și ne spunea că e timpul după 7 ani să se uită și la partea de beneficii personale. Tocmai asta e dovada, ce vrea să vadă un finanțator, că tot ce se produce se reinvestește cel puțin în faza de startup și de maturizare a companiei. Iar argumentele pot continua. Aș vrea să completez o chestie, dacă mi se permite. Ai menționat ceva în legătură cu înțelegerea business-ului din partea băncii. Este un lucru pe care îl discut foarte, foarte des cu antreprenorii care au firme mici, mijlocii sau startup-uri și așa mai departe. De foarte multe ori auzim chestia asta că nu pot să dezvolt firma pentru că nu pot să obțin finanțarea pentru că banca nu înțelege ceea ce fac eu. Nu este numai în responsabilitatea băncii să înțeleagă. Ne uităm cumva așa foarte simplist la termenul ăsta de înțelegere, de parcă banca este un atot cunoscător tehnologic și atot cunoscător a orice tip de business de pe lumea asta. Nu este așa. Foarte mult depinde însă de elocința și de claritatea cu care se exprimă antreprenorul. De modul în care înțelege nevoile băncii ca să poată să disponibilizeze o finanțare și traduce către bancă acele lucruri care pot fi organizate în rigoarea bancară, în checklist-ul bancar, în legislația specifică și așa mai departe. Și asta e un subiect, scuze că am intervenit. Nu, te rog, dar ai spus-o mai bine decât un banchier, practic. Este un subiect pentru că, iarăși, noi am trecut prin în ceea ce privește finanțare prin toate stadiile. Numesc BCR-ul partener pentru că îmi pune la dispoziție una dintre resursele necesare care definește competitivitatea firmei mele pe lângă celelalte tipuri de resurse, resursa umană, know-how tehnologic și așa mai departe. În momentul în care discuți despre lucruri complicate, în momentul în care începem să discutăm despre exporturi, în momentul în care începem să discutăm despre diferite tipuri de monedă care trebuie să sau diferite tranzacții internaționale care intervin în toată povestea asta, rolul antreprenorului este esențial. Pentru că banca nu va ști niciodată toată povestea mai bine decât o știe antreprenorul. Iar dacă antreprenorul nu reușește să înțeleagă ce vrea banca de la el și să explice așa cum trebuie, ajungem la acel simplist, banca nu înțelege nevoile mele. De parcă banca nu ar fi interesată să-și vândă produsele. De parcă banca ar fi psiholog și nu bancă. Dar cred că problema pe care o aduci tu acum în discuție este că mulți antreprenori nu cunosc, nu au noțiunile prin care să explice ceea ce fac și pasiunea pe care o pun într-o idee și într-un business pentru a o prezenta unui banchier. Majoritatea nu o avem. Pentru că nici eu nu pot să spun că o avem. Sunt lucruri pe care le-am învățat. Sunt lucruri pe care trebuie să fie explicate bilateral. Pentru că nici eu nu știu ce își dorește banca și atunci am nevoie de puțină flexibilitate și de puțină toleranță în ceea ce privește traducerea termenilor. Pentru că de obicei antreprenorul se uită la frumusețea soluției, la frumusețea tehnologiei, la frumusețea proiectului, la
dorința lui de a face. Da? Dar un alt lucru care trebuie menționat este că în momentul în care accepți o direcție de finanțare, banca te ajută să-ți structurezi mult mai bine ideile și să structurezi proiectul. Pentru că se va uita mult mai pragmatic la proiectul tău și la cifrele proiectului și la beneficiile proiectului decât antreprenorul. Venind cumva cu pragmatismul ochiului din exterior, care se uită sec la un proiect care trebuie să aibă cap, să aibă coadă și, cum se spune, am învățat și eu în domeniul ăsta, să țină apa. Corect, corect. Adică în domeniul tehnic, prima derivată să fie mai mare decât zero. Mă bucur că ați spus voi lucrul ăsta și chiar mă bucură să văd că, în cazul de față, Cristian a învățat aceste lucruri și cu ajutorul băncii. Absolut. Nici noi, ca bancheri, nu cred că istoric, uitându-ne în ultimii 20 de ani, am făcut suficient de mult pe latura aceasta. Și, practic, pleacă, spunem noi, la o problemă fundamentală care vine din educația primară, pentru că noi în școală nu prea am făcut educație financiară și trebuie să recunoaștem. Din păcate, nici astăzi nu vedem că se dă suficientă importanță în educația primară, chiar și, eu știu, liceu, pe partea aceasta, iar atunci este unul din rolurile care ni le-am asumat ca bancă, și ca sistem bancar, pentru că sunt și alți colegi din Breaslă care fac același lucru, și anume acel de educație financiară. Evident, poate părea puțin condescendent acest aspect, dar nu asta e dorința noastră, ci dorința noastră, exact ce spunea și Cristian, este aceea de a fi consilieri, da? De a fi parteneri. Acolo, uneori, când e nevoie de a pune întrebările dificile, da? Ca un consultant extern, tocmai pentru a ajunge la cea mai bună soluție, la cea mai bună planificare, da? Pentru businessul respectiv. Pentru că, așa cum spunea și Cristian, noi aici suntem să dăm bani. Noi, principial, din asta trăim, orice bancă din asta trăiește. Exact. Deci, premiza că băncile nu vor să dea e puțin un nonsens, pentru că dacă n-am dat finanțări, n-am mai exista. Ceea ce, evident că nu ăsta este scopul nostru, scopul nostru este să dăm, dar, pe de altă parte, scopul nostru este să ajutăm, da? Dincolo de a da bani, să ajutăm business-ul să crească și să crească frumos, sustenabil. Iar că vorbeam de partea de educație financiară și investim foarte multe resurse, mai ales acum cu pandemia, credem că acest lucru este cu atât mai valid, pentru că vedem business-uri destul de impactate, fie că vorbim de business-uri mici sau mari, și atunci acest rol ni-l luăm cu atât mai în serios. Iar aici știi foarte bine, școala de business e un proiect început de ceva timp și care suntem foarte mândri împreună cu partenerii noștri că l-am dezvoltat și îl ducem mai departe. Doar așa, vorbim câteva cifre, avem doar de când a început pandemia peste 1000 de companii cu care ne-am întâlnit online, pentru că a trebuit să ne adaptăm situației, da? Uh-huh. Și cărora le-am prezentat conceptele noastre, din punctul nostru de vedere, ce înseamnă un business sănătos, cum se construiește un business sănătos. La fel, pe platforma Școala de Bani avem peste 8.000 de antreprenori înscriși, ceea ce ne bucură și acest număr crește în fiecare zi. Și chiar credem că acesta este rolul nostru, da? Nu de a da bani, pentru că acesta e doar finalitatea, ci de a ajuta să construim planuri de afaceri, de a ajuta să construim modele de business împreună cu antreprenorii și de a fi parteneri pe termen lung. Și de asta sunteți și aici și am să mă întorc la subiectul pe care am spus că îl discutăm. Ce tipuri de finanțări au la dispoziție antreprenorii în această perioadă? Uh-huh. Probabil că sunt unele care nu sunt atât de cunoscute de toți antreprenorii. De acord, de acord. Poți să-mi detaliez puțin? Vorbeam la început de cele tradiționale, gen capital de lucru sau credite de investiții. Evident că toate au și anumite valențe, pentru că nu există doar produse simple sau simpliste. Pe lângă aceste produse, să spunem, tradiționale, sunt derivatele lor și menționam mai devreme de diversele programe de finanțare, spre exemplu IMM Invest, este unul din programele guvernamentale care deja cred că toată lumea a auzit de ele și care au o componentă și de capital de lucru și de investiții.
Pe lângă acestea, mai vorbim de fondurile europene, da? Sau, iarăși, sunt convins că în viitor vor fi și alte programe, inclusiv guvernamentale, care necesită o componentă de cofinanțare sau prefinanțare, da? Care iarăși este apanajul unei bănci de a asigura această cofinanțare sau prefinanțare. Și aș mai menționa aici exact și alte produse, apropo de produse mai puțin uzitate și folosite, care, sincer, noi ne așteptam să existe o cerere mai mare. Și aici mă duc pe partea de supply chain, da, de partea de reverse factoring, cum e cunoscut, sau factoring, sau și trade finance. Da? Acestea sunt instrumente de lichiditate, de fapt. Da? Astea furnizează ele. Nu spunem că nu există sau că nu se fac, nu sunt clienți care cer, dar cu siguranță potențialul și nevoia este mult mai mare în piață decât ce se face acum. Poate nu le înțeleg, pentru că deja când le-ai enumerat, pare să fie ceva mai complicat din perspectiva unui care nu e business. Doar pare. Da? Uite, avem aici antreprenorul care ne poate spune. Doar pare, dar sunt, într-adevăr, sunt produse care, istoric vorbind, nu au fost probabil la fel de bine sau la fel de mult promovate de către bănci. Și acesta e rolul nostru, e unul din dezideratele noastre, să îndreptăm clienții și spre produsele cele mai bune, apropo de nevoia lor, care răspund cel mai bine nevoii. În general, nevoia de lichiditate se rezolvă printr-un capital de lucru sau un overdraft, dacă vorbim de bancă, dar știm cu toții că, cel puțin până în prezent, cea mai uzitată formă de finanțare era creditul furnizor. În perioada asta de pandemie, din păcate, acei furnizori nu își mai pot permite la rândul lor să mențină acele linii de finanțare comerciale. Și exact aici vine acea parte de supply chain sau de factoring, care poate suplini exact acest gap de lichiditate. Practic închide, da, partea de... scurtează foarte mult ciclul de încasare a facturilor, da, de la câteva luni, da, ca să nu zic de întârzieri, la câteva zile. Este un produs care noi credem că vom discuta și îl vom vedea din ce în ce mai des și chiar credem că e un produs care poate fi împins mai mult în piață, exact din motivul existenței nevoii lui, nu neapărat că vrem noi să împingem acest produs în față. Pe lângă aceasta, evident că sunt și clienți, mai ales în contextul COVID, care vedem că s-a deteriorat destul de mult activitatea lor, fie din motive, să spunem, indirecte, cerere-ofertă sau, în fine, lanțul de aprovizionare și așa mai departe, sau chiar direct, cum bine știm, sunt anumite domenii care, din punct de vedere legal, nu mai pot funcționa deloc sau, în sfârșit, da, sunt destul de restricționate. Iar acolo sunt acele programe europene, da? Știm bine că există acele programe de granturi, chiar este programul de coeziune de 1 miliard de euro 2020-2024 pentru întreprinderi mici și mijlocii, pentru IMM-uri, și aici evident că suntem parteneri alături de clienții noștri pentru a accesa aceste granturi, care evident că sunt mai mult decât necesare în contextul dat al pandemiei. Deci paleta este foarte largă de produse, da? Sunt produsele tradiționale, cum am spus, dar evident că vorbim și de produse, să spunem, dedicate pentru momentul actual. Nu l-aș numi neapărat un produs, dar la fel este o discuție care o purtăm, apropo și de comunicarea cu partenerii noștri. Da? Dacă sunt probleme, vrem să aflăm de ele mai devreme. Și nu l-aș numi ca un produs bancar, dar partea de restructurare, da? De găsirea unor soluții pentru creditele existente. Din punctul meu de vedere, am și putea să-l numesc tot un quasi-produs, pentru că este foarte important. Știm că ne-a luat destul de mult timp și resurse în ultimele 7 luni. Odată, ok, există acel moratoriu public care s-a dat și care au beneficiat destul de mulți clienți, dar noi am avut și un program de moratoriu privat. Și evident că și pe viitor discutăm cu fiecare client în parte, da, acolo unde sunt probleme sau dificultăți, să găsim cele mai bune soluții. Iar asta iarăși este un punct care cred eu că va fi oarecum definitoriu pentru perioada actuală și pentru perioada care va veni,
Pentru că, cum bine știm, partea asta cu COVID și impactul economic din spate e departe de a fi finalizată. Cristian, voi cum vedeți perioada următoare? Cum, nu știu, s-a schimbat strategia voastră? Ați avut noroc de faptul că ați reușit să antamați contractele de anul trecut și sunteți deja în cursul implementării proiectelor, dar cum vezi lucrurile pe termen mai lung, nu știu, pe termen mediu? Facem toate eforturile în acest moment pentru a depăși viziunea mea asupra lucrurilor pe termen mediu. Ok. Evident că nu poate să nu existe un impact economic și un recul economic asupra întâmplărilor din ultimul an. Nu, este imposibil și cine nu se așteaptă la asta, cred că face o mare greșeală. Important este să fim realiști, important este să ne uităm la ce avem de făcut, adică acele lucruri care direcționează resursele în zona cea mai eficientă a business-ului. Industria în care noi activăm, și anume industria utilităților, transport, producerea energiei electrice, transport, distribuție, utilități mari, industrie mare și așa mai departe, este o industrie care nu se va închide. Asta nu înseamnă însă că nu își va schimba comportamentul. Însă, suntem foarte, foarte obișnuiți cu aceste modificări de comportament. Pentru că, de obicei, în industria asta cresc foarte mult investițiile în perioade de creștere economică și atunci este oportunitățile sunt foarte mari și atunci se schimbă puțin marjele, se schimbă tipul de proiect la care te uiți și așa mai departe. După care, fără COVID neapărat, dar pe perioade de declin economic, investițiile natural se reduc. Asta nu este ceva care să aibă neapărat legătură, repet, cu COVID-ul, ci sunt niște cicluri de investiții care urmăresc niște cicluri economice. Motiv pentru care, în perioada următoare, repet, ne concentrăm foarte tare pe eficiență. Dacă e să vorbim de business-ul nostru, am întărit foarte... În primul rând am răspuns unor nevoi imediate. Și anume, să întărim echipele de la locul la care se întâmplă proiectul. Pentru că o nevoie imediată este să ai omul acolo unde este nevoie de el și să nu depinzi neapărat de frontieră sau de avion sau de călătorie și așa mai departe. Apoi să ne asigurăm acele proiecte care ne asigură bugetele și să concentrăm resursa cea mai bună tehnică și de know-how pe care o avem pe aceste proiecte, pentru că acestea reprezintă criticalitățile. Dacă acestea funcționează ok, restul îl putem considera bonus. Repet, să nu mă înțelegeți că construim fortărețe și ne pregătim de nu știu ce ploaie de meteoriți, dar este un moment în care trebuie să fii foarte practic și să rezolvi problemele mici, exact în ordinea în care ele apar și cu prioritatea prioritizate după necesitatea business-ului propriu. Da, când ai spus de proiectul din Arabia Saudită, m-am gândit automat la faptul că nu se prea putea călători, cel puțin acum câteva luni. Cum ați reușit să dezvoltați un proiect de asemenea amploare în condițiile în care presupun că nici tu nu ai mai zburat prea mult în perioada? Da, nu am mai zburat prea mult în perioada asta pentru că nu au mai zburat avioane dinspre Arabia Saudită spre România. Da. Pentru că eu eram acolo. Deci tu ai rămas blocat. Da, am rămas blocat acolo pe o perioadă destul de lungă de timp. Pot spune că a fost un noroc. Să zicem că a fost o carantină mai extinsă. O să explic puțin mai târziu despre la ce mă refer. A fost exact așa cum trebuia să fie. Am respectat regulile. Pozitiv a fost că tocmai era perioada în care inițiam proiectul și eram în etapele de inginerie și de organizare locală a proiectului. Deci, oricum, mutasem centrul de greutate din România către Arabia Saudită. Oamenii cheie ai proiectului erau acolo. Și români? Absolut. Da, absolut. Deci v-ați dus echipa acolo? Absolut. Tot okay. Timpul ne ducem echipele acolo. Asta ne-a forțat însă să depindem mai puțin de zboruri, în sensul în care a trebuit să jucăm după o muzică neanticipată și anume să facem angajări mult mai mult local, fără să ne...
conștientizând că nu ne mai putem baza foarte tare pe băieții noștri din birou. Asta s-a dovedit însă un element foarte, foarte bun, pentru că am câștigat un profit, de obicei se numește cost de oportunitate, dar am avut un profit de oportunitate. Și anume pentru simplul fapt că am reușit local să ne întărim echipa care să răspundă la nevoile punctuale ale proiectului, repet, problemele executive de implementare, nu cele de structurare ale proiectului, pentru că ele deja prinseseră conturi. Iar colegii noștri din biroul de la București nu au avut nimic altceva de făcut decât să gândească liber la ce avem de făcut pentru perioada următoare. Poate mai liber fiind tu plecat. Exact. Motiv, lucru care ne-a adus foarte, foarte mari beneficii, pentru că am putut să ne concentrăm pe direcții noi, am putut să ne concentrăm puțin pe fonduri, pe atragerea de fonduri europene. Am și reușit să scriem un proiect, ceea ce vă spun sincer că nu că nu ne doream, dar niciodată în fuga, în goana calului, nu am reușit niciodată să stăm la masă și să ne punem ideile în structura destul de birocratică pe care o cunoașteți, a finanțărilor europene. Nu numai că am reușit să o punem, dar chiar luna trecută ne-a fost și acceptat un prim proiect cu o investiție nouă pe care urmează să o facem, care ne va ajuta până la urmă la diversificarea portofoliului. Și poate din furnizor de servicii de inginerie o să ajungem, sper eu, și asta este viziunea mea, chiar furnizor de tehnologie. Ce proiect, ce investiție? Trebuie să ne spui și asta, Aș prefera să nu dau foarte multe informații, având în vedere că încă nu am semnat. Uh-huh. Proiectul a fost acceptat, dar încă nu am semnat nici cu programul operațional regional sau cu entitatea care gestionează programul operațional regional și nici cu entitatea care ar trebui să ne asigure o parte de cofinanțare destul de importantă. Poate se uită în acest și ei proiect. La noi. Deci dar este vorba despre o fabrică și cred foarte mult că, scuzați-mă că extind un pic, dar apropo de perioada viitoare, aș vrea să văd cât mai multe fabrici sau aș vrea să văd cât mai mult conceptul de fabrică în România care să utilizeze fondurile europene, care sunt în momentul ăsta o oportunitate unică pe care o avem toți antreprenorii la îndemână. Aș prefera să văd mai multă fabricație în România și fondurile astea să fie mai mult utilizate către fabricație și nu mă refer numai la fabricația clasică, inclusiv IT-ul e o fabrică, da? Cu însă o particularitate. Aș prefera să vedem cât mai puțin lon în orice și să vedem cât mai mult produs românesc în orice, care presupune o economie puțin mai intensificată, care presupune să folosesc inginerie locală, know-how local și până la urmă exact, plus valoare locală. Astfel încât să poate reușim să vorbim în perioada următoare, 5 ani, 10 ani, 15 ani, pentru că sunt lucruri de durată, să vorbim despre produse, cât mai multe produse românești. Să aud asta și nu ne-am vorbit, chiar n-am discutat de aceste aspecte sau în sfârșit idei înaintea emisiunii. Mă bucur să aud ce spune Cristian. Din fericire auzim acest lucru din ce în ce mai des și ca finanțator nu poate decât să ne bucure. Și într-adevăr, acum plecând de la particularitatea industriei, după cum ați văzut, Cristian e puțin oarecum moderat în afirmația apropo de evoluția companiei, ceea ce e foarte bine din punct de vedere al băncii și finanțatorului, dar ca în orice lucru există și oportunități și considerăm că acum în criză există și oportunități, iar exact aceste fonduri europene sunt oportunități, în special pe partea de energie, că aici la nivelul european este un program, bănuiesc că știți, extrem de mare, acel Green Deal. Este inima politicilor europene, exact, în 2030. Da, exact, care acest program vine cu fonduri consistente în spate și mai mult decât atât, noi credem ca și bancă atât de mult în special în acest program Green Deal, încât avem deja o entitate la nivel de grup dedicată pentru tot ce înseamnă da, Green Deal și proiecte de eficientizare energetică, energie verde curată. Da? Tocmai în ideea de a sprijini clienții noștri în absorbția acestor fonduri și să implementăm
proiecte precum cele care da. Referă Cristian. Păi cred că trebuie să mai facem o emisiune pentru Green Deal și cu siguranță vom face acest lucru. În încheiere am să vă rog pe fiecare dintre voi să ne dați niște sfaturi. Pe tine, Bogdan, te-aș întreba ce l-ai sfătui acum pe un antreprenor care caută finanțare. E destul de simplu, deși evident că în spate stă un proces complex, dar e destul de simplu. Menționam la început că sunt câțiva indicatori sau câteva lucruri, câteva principii la care ne uităm. Da? Și menționam la început, una este ok, să înțelegem da, business-ul, care este un lucru esențial. Doi, să avem încredere în odată expertiza și în implicarea antreprenorului. Da? Trei, ar fi vorba de financiarele, la fel să înțelegem financiarele și evoluția, da? Companiei de până acum, uitându-ne în trecut, dar și mergând mai departe să existe un plan de afaceri, da? Un plan de afaceri realist, da? Care, exact cum spunea Cristian mai devreme, să țină apă, că asta ne interesează. Un alt principiu este legat de partea de comunicare. Da? Vrem să discutăm deschis nevoile și eventualele probleme. Și este un lucru esențial, da, antreprenorul să discute aceste aspecte cu managerul de relații sau cu reprezentantul băncii, așa cum spuneam, ca și cu un consultant până la urmă, da? Iar în cele, nu ultimul rând, evident că vorbim și de un grad de îndatorare adecvat, iar evident asta vine și cu un profil de risc, da, la care trebuie să ne uităm. Da. Iar știu că așa, pe scurt, pare ușor, nu sunt neapărat lucruri simple, dar nu sunt nici atât de complexe. Da? Ca să sumarizez, într-un cum voia spune, să planifice foarte bine. Da? Asta, știți, e vorba aia românească, măsori de 10 ori și tai o dată. Cred că e extrem de important și la fel, în momentul în care încep să măsori, să implici și banca cât mai devreme. Asta e un lucru foarte important. Perfect. Pe tine, Cristian, am să te întreb cum e cu experiența cu Orientul Mijlociu. Mulți antreprenori își doresc să își exporte serviciile sau produsele, spun că este aproape imposibil. Tu ai reușit pe o piață exotică din toate punctele de vedere. Care este sfatul tău pentru un antreprenor care își dorește să facă acest lucru? În primul rând aș interveni puțin asupra cuvântului exotic. Nu este nimic exotic în piața respectivă. Este o piață extrem, extrem de bine organizată. Era într-adevăr un pic dezorganizată pentru că exista o diferență legislativă majoră. Existau reguli diferite până acum ceva ani și așa mai departe. În acest moment este o piață nu în dezvoltare, ci extrem de dezvoltată și o piață foarte largă. O piață care oferă oportunități de dezvoltare și oferă oportunități de proiecte. Da, sunt foarte mulți antreprenori care doresc să ajungă pe acea piață. Aș avea câteva sfaturi și unele dintre ele sunt chiar lucruri pe care le-am făcut. În primul rând, primele contracte pe care le-am avut pe acea piață nu au fost trimise ca ofertele nu au fost trimise pe mail, ci ofertele le-am dat în mână, suindu-mă în avion, întâlnindu-mă cu omul și explicându-i ceea ce urmează să fac. Pentru că în piețele respective nu te așteaptă neapărat cu brațele deschise. Fiind piețe foarte mari și fiind piețe cu foarte multe proiecte, întâlnești atât vendorii foarte mari de tehnologie, companiile AAA de tehnologie și companiile foarte, foarte puternice, întâlnești însă și competiția asiatică low cost. Să nu ne închipuim că dacă noi nu ajungeam în Middle East, ei nu construiau centrale sau nu construiau regenerabile sau nu construiau porturi sau infrastructură industrială mare și așa mai departe. Nu, nu, nu. Construiau și fără noi. Și atunci este în interesul nostru să ne prezentăm cât mai bine ofertă. În al doilea rând, să fim realiști. Să fim realiști în ceea ce ne asumăm că vom face. Pentru că este o piață care se bazează extrem de mult pe handshake. Iar în momentul în care ți-ai asumat, ar fi bine să livrezi. Pentru că în momentul în care nu ai livrat, nu este nicio problemă, dar nici nu vei mai avea neapărat șansa data viitoare să fii în poziția de a mai livra. Iar dacă primele proiecte ies bine, nici nu mai pleci de acolo.
Pentru că, fiind iarăși o piață bazată pe handshake și fiind o piață în care este nevoie de ceea ce noi livrăm, nu te vor mai lăsa ei să pleci. În momentul în care beneficiarii văd că ceea ce livrezi este corect, în momentul ăla ei îți deschid noi următoarele oportunități. Vă spun sincer că, și cu asta închei, vă spun sincer că în ultimii 5 ani nu am căutat nicio oportunitate pe niciun motor de căutare de licitații sau vreun motor de business development din zona respectivă. Ci un proiect l-a dus pe următor, în mod natural și organic. Îți mulțumesc mult că ai împărtășit cu noi atât de multe din experiența ta. Îți mulțumesc și ție, Bogdan, și vă doresc tuturor succes în continuare. Să ne vedem cu bine. Vă mulțumim. Vă mulțumesc și vouă pentru atenție. Pe curând!